Și ieri, în ultima zi în care România a fost sub stare de urgență, polițiștii i-au amendat pe dolgenii care au încălcat restricțiile și măsurile de izolare sau de carantină. Oamenii legii au aplicat 35 de sancțiuni contravenționale. Valoarea amenzilor se ridică la aproximativ 50.000 de lei. Forțele de ordine dolgene au verificat peste 500 de persoane. Nici societățile comerciale nu au scăpat de verificări. Polițiștii dolgeni au controlat aproximativ 80 de agenți economici. Și polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au aplicat sancțiuni. În perioada 12-14 mai, în urma unei acțiuni de combatere a comerțului ilicit, s-au aplicat 15 amenzi în valoare de aproximativ 235.000 de lei. Tot în urma acțiunii, polițiștii de la Economic au confiscat mai multe produse alimentare, 450 de măști de protecție și aproximativ 2.000 de sticle de alcool sanitar. Valoarea produselor este estimată la suma de 20.000 de lei. În doar două zile, oamenii legii au verificat peste 50 de agenți economici.